Salut, sunt Bia și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi avem un videoclip mai crăciunesc sau mai Christmasy, cum vreți voi să-i spuneți, pentru că am o surpriză pentru voi. Eu și câteva fete de anul trecut de la școala de beauty vlogging by L'Oreal am hotărât să ne strângem toate la un loc și să facem niște videouri super drăguțe legat de Secret Santa. Fiecare dintre noi a ales random o persoană care să-i trimită câte un cadou și cadoul meu a ajuns la mine. Este de la Alexandra Antal, căreia îi mulțumesc foarte frumos. Am cadoul aici și vreau să-l desfac alături de voi. Eu am trimis cadoul Veronicăi, așa că dacă vreți cumva să vedeți și ce a primit Veronica sau ce a primit Alexandra, vă voi lăsa linkurile lor în descriere pentru a vedea și cadourile lor de Secret Santa. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul de subscribe și pe butonul de like dacă nu ai făcut-o deja și să dai un share acestui video. Pe mine mă găsești pe Instagram pe Bia Dărăban și haideți să desfacem cadoul pentru că sunt foarte curioasă ce se află înăuntru. Acesta este cadoul, este super drăguț și micuț. Și haideți să-l desfacem pentru că nu m-am uitat până m-am pus să filmez. Am vrut să fie o reacție adevărată și să îl desfac alături de voi. Haideți să începem! În primul rând are această mini felicitare pe care scrie Crăciun fericit și haideți să vedem ce se află înăuntru. Wow! Primul cadou dinăuntru este o paletă de niște rujuri. Este vorba de 6 rujuri de la Kat Von D. Îmi place foarte mult Kat Von D și vreau să le desfac alături de voi. Haideți să vedem. Primul ruj care mi-a atras atenția este acesta. Este o nuanță de nude și mi se pare foarte interesantă și vreau să îl testez pe mână să vedem cum arată. Cam așa arată nuanța pe mâna mea. Mi se pare super, super drăguț. Și haideți să mai desfacem unul dintre ele. Cred că acesta care este foarte închis și se numește Nocturna, este un mov și vreau să-l testez și pe acesta. Ce frumos este! Nuanța aceasta de mov mi se pare foarte potrivită pentru un machiaj cum port eu în momentul de față, o linie de eyeliner și niște buze în nuanța aceasta, sunt sigură că vor da un efect extraordinar. Să trecem la următorul produs. Wow, stați că nu știu ce este acesta. Este vorba de un pinguin. Stați să vedem ce este acest pinguin. Acest pinguin este un încălzitor sau nu știu cum să-i spun, un mini calorifer, cred că, pe care dacă îl pornești, îți încălzește automat mâinile și wow, nu mă așteptam la așa ceva. Este de la Sephora, probabil încă îl mai găsiți acolo. Mi se pare o idee foarte tare. Mulțumesc, Alexandra, foarte mult. Eu de obicei am mâinile și picioarele reci, așa că acest cadou este foarte binevenit și abia aștept să-l încerc. Îmi place mult pinguinul, mulțumesc frumos! Trecem mai departe. Și am aici o lumânare parfumată. Vai, ce bine miroase! Dacă aș putea să vă transmit și vouă mirosul, ar fi extraordinar. Este o lumânare cu un miros de scorțișoară. Vai, ce bine miroase! Îmi place foarte mult, acum în perioada Crăciunului este foarte bine primită pentru că alături de părinții mei și de familia mea acasă va prinde foarte bine această lumânare pe masa de Crăciun. Următorul produs este o mini mascara de la Sephora care arată super drăguț, se numește Outrageous Extension Dramatic Volume and Length Mascara. Este o mascară atât pentru volum și pentru alungire. Mi se pare foarte bună pentru momentele în care vrei să pleci într-o călătorie și nu ai foarte mult spațiu și uite, soluția potrivită. Mulțumesc, Ale, încă o dată! Cred că Alexandra mă cunoaște destul de bine pentru că următoarele două lucrușoare pe care vreau să vi le arăt sunt exact pe sufletul meu. Este vorba de niște dulciuri. O acadea și un ou Kinder cu surprize. Îmi plac foarte mult dulciurile în general, așa că m-ai nimerit foarte bine, Alexandra. Mulțumesc încă o dată foarte mult!
Cam acesta a fost cadoul meu de Secret Santa de la Alexandra. Dacă nu o urmăriți pe Alexandra, vă voi lăsa linkul canalului ei în descriere. Totuși, nu uitați să vă uitați și la videoul Alexandrei și la videoul Veronicăi, pentru că cu siguranță vă vor plăcea și cadourile pe care le-au primit ele. Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest video. Vă doresc tuturor să aveți niște sărbători frumoase alături de familia voastră și de cei apropiați vouă. Vă pup și un Crăciun fericit! Pa!